Salutare tuturor! Din păcate, în ultima vreme n-am mai avut timp să vă fac vreo prezentare sau vreun test la vreuna din sculele pe care le-am pregătite pentru voi, așa că m-am gândit să vă arăt cam cum mai stau cu lucrările pe la mansardă. Nu am o lumină foarte bună, este seara, undeva aproape de 5 seara. Aici, în zona asta, făcusem ordine, curățenie zilele trecute. Acum am apucat iar de lucru și bineînțeles că se face din nou mizeria. Am mai cumpărat niște lambriu, rămăsesem fără lambriu. Vreau să mă opresc un pic la lambriu ăsta să vă spun câte ceva despre el. Așa cum ați înțeles probabil din titlu, probabil este ultima lucrare pe care eu o mai fac cu lambriu de lemn. De ce? Pentru că la noi în România nu se găsește lambriu de calitate. Am luat prima dată de la o firmă, cred că din Bacău, nu o să vă spun acum magazinul de unde l-am luat, pentru că am mai primit eu amenințări de-a lungul timpului că vreau să fac, nu știu, să stric imaginea magazinului, a firmei, în fine. Ideea este că am cumpărat acel lambriu, sunt sau erau, bine, sunt, că încă se mai găsește cam 10 foi într-un pachet din ăla, este lambriu de 12, așa în mare, vă spun și eu că nu mai știu exact, cu 90 lățime, ceva de genul ăsta. Într-un pachet de 10 foi, cam 4-5 întotdeauna sunt neutilizabile. Fie că sunt foarte strâmbe, fie că au defecte și nu poți folosi întreaga foaie, ori sunt crăpate, ori sunt cu noduri lipsă, ori sunt mucegăite. Deci nu prea poți folosi tot pachetul, nici măcar jumate de multe ori. Uite, am luat acum de la Schweisskofer. Am zis că bine, oricum nu mai avea de la firma respectivă și am luat ceva același model ca să pot completa cu același tip de lambriu. Un model care nu prea îmi place mie foarte mult pentru că are federul ăsta prelungit așa cu lungimea aici. Și atunci următoarea foaie când intră, rămâne un canal așa între foile astea. Îmi plăcea mai mult modelul pe care l-am pus pe fațada de la casă. Când îmbin foile, nu prea rămâne luft acolo. Dar dacă de ăsta am găsit, de ăsta am luat. Uite să vă dau exemplu de foi de lambriu neutilizabile. Spre exemplu ăsta de aici. Nu știu dacă se vede foarte bine. Sunt foarte strâmbe pe lungime, în primul rând. Destul de strâmbe, nu prea ai cum să le pui. Am și pe aici câteva, le-am dat deoparte ca să știu de ele. Dacă am norocul să nu fie strâmbă pe lungime, este strâmbă așa, în felul ăsta. Nu-mi focalizează mie foarte bine, dar cred că se vede acolo înduitura aia. Te chinui foarte mult să o bagi în cealaltă foaie, mai ales dacă folosești și cleme. Și dacă ai norocul să prinzi foaia dreaptă, întreagă, uite ce se vede aici cât e de curbată. Deci asta nu se poate folosi. Și păcat de ea pentru că este o foaie cât de cât bună. Nu are noduri căzute, nu are spărturi, nu are... Se întâmplă de foarte multe ori să găsesc aici undeva o spărtură și atunci când le îmbin rămâne gaură. Nu o poți folosi pentru că nu dă bine. Deci dacă ai norocul să găsești o foaie dreaptă, trebuie să aibă un defect pe undeva care să o facă neutilizabilă. Ca atare, eu lambriu de lemn nu o să mai folosesc. Asta zice că este calitatea A. Puteți să vedeți aici. Calitatea A. Dacă asta e calitatea A, atunci eu nu mai știu ce să mai zic. Sunt foarte curios. Am mai luat 10 pachete. Sunt foarte curios câte foi voi putea să folosesc din lambriu ăsta. S-ar putea să fie nevoie să mai cumpăr câte un pachet sau două. Pentru că eu nu le pot folosi în felul ăsta. Deci asta e calitatea A. Data trecută am luat calitatea B. Nu e nicio diferență între ele. Așa că chiar dacă îmi place, mi-a plăcut întotdeauna lambriul de lemn, de asta m-am și încăpățânat să folosesc, să fac camera cu lambriu de lemn, nu se găsește. În România este mare bătaie de joc cu marfa, cu materialele. Nu, eu nu-mi permit să dau. Este, nu știu câte, parcă 25-26 de lei pe acolo metru pătrat. Plătești spărturi, plătești... Păi am aruncat o groază de foi din astea, care nu le pot folosi. Le-am dat pur și simplu la... Le-am dat lui nepoată mea să le bage la grătar, pe foc.
O să iau de plastic. Au apărut acum modele foarte frumoase și din plastic, din alea care se pot lipi sau tot așa cu nuți și feder. Nu sunt foarte aspectoase, nu se compară cu ăsta de lemn, e adevărat, dar cel puțin îl pot folosi, adică am luat un pachet din ăla, toate foilele le pot folosi. Asta cu lambriul de lemn în România e țeapă, e bătaie de joc, e extraordinar. Nu înțeleg. Și așa de la Schweisskofer. Eu aveam pretenții mai mari de la ei, că am zis firma austriacă, poate ceva calitate mai bună în fine. Nu mai discut, că iar mă enervez. Unde am rămas eu cu lucrările la mansardă? Am mai luat niște foi de astea de USB de 15, o să vă spun imediat la ce le folosesc. Am lucrat un pic pe la instalație electrică pe acolo, mi-am tras-o pe undeva pe sus, aici în zona asta, exact acolo unde în partea asta va trebui să fac tablou de lumină, de siguranțe, ca să-i spunem așa mai rapid, și de acolo plec. Mi-am plecat cu instalație cam pe unde am avut eu nevoie, ramificații, ceva doze pe acolo. N-am găsit niște doze foarte, foarte mișto să le pot încadra eu cum aș fi vrut. Așa că le-am băgat în felul ăsta, am făcut legăturile zilele trecute și când o să fac și tablou acolo, să pot să-mi dau drumul la curent. Momentan, uite, ca să am curent în cameră să pot lucra, trebuie să trec un prelungitor prin vată să-l bag înăuntru. Hai să vă arăt un pic și la cameră. Deci ăștia sunt pereții exteriori din partea asta. Să văd cu ce îi acopăr momentan, că nu am nici timp, nici bani să definitivez toată camera asta și pe partea asta. O să văd ce pun provizor, pentru că nu prea ține și apoi nu dă nici foarte bine. Am o problemă legată de izolație. Hai să aprind aici un pic lumina. Folosesc de softbox-urile astea. Se simte un pic mai răcoare în partea asta față de asta, dar dacă nu țin și asta închisă cum trebuie și aia din partea asta de la baie, aici înăuntru se face foarte cald, oricum se face cald. Cei care ați mai urmărit clipurile mele ați văzut că am pus o izolație de 15. Și am impresia că nu prea e suficientă. E adevărat că n-am terminat nici peretele la acolo, uite acolo mai trebuie să pun vată, aici în partea asta am pus, dar aici nu am pus și este un pic cam cald aici când ziua pe la 1 așa, e destul de cald, se face sauna aici, să închid un pic geamul ca să nu vină sunete de afară. Deci, vata de 15, acolo s-ar putea să mai vină un rând de 5, că mai am loc. O să vă arăt imediat ce am făcut în spatele la stelajul ăsta pentru lambriu. Aici cât am pus, parcă tot de 15 pe partea asta, aici am de 10 că e perete interior și aici la fel 10 că e tot interior. Dar nu știu la iarnă cum o să fie, că în partea aia nu e izolată. Deci intră foarte multă căldură de acolo din partea aia. Unde am rămas eu? Mă apucasem zilele trecute să fac peretele ăsta dinspre fereastra asta. Mă uitam, nu înțelegeam, chiar aseară mă întrebam de ce am pus eu fereastra atât de în locul acolo, în partea aia. Că rămâne atât de mult spațiu de aici până în partea asta. Cumva e la extrem acolo. Nu știu să vă spun acum ce a fost în capul meu. Mi-am adus aminte. Am vrut să fie fix deasupra celei de la bucătărie, de la parter, să vină fix una sub alta. Gata, acum mi-am amintit. Pentru că înăuntru cameră mi se pare ciudat acolo pus în stânga. Parcă nici nu e eficientă din punct de vedere al iluminării camerei, dar acum mi-am adus aminte de ce am făcut. Hai să o luăm așa, dacă tot vorbeam despre peretele ăsta, că m-am apucat aici să fac stelajul ăsta. După ce am terminat de montat lambriul pe tavan și asta pe perete, i-am prins așa niște șivi de genul ăsta și de aici am început să vin cu alte șivi de genul ăsta așa. Sunt pus să-mi fac stelajul, să încep și aici placarea peretelui cu lambri. Uite, sunt zone în care am avut distanță foarte mare până la perete, cam 4,2 pe acolo, n-am avut ce să-i fac. Ăștia, când i-am cumpărat eu, nu sunt toți la aceeași dimensiune, ăștia sunt de 10 cu 5. Nu sunt toți la aceeași dimensiune, uite, pot să vă arăt și aici, ăsta e mai lat, ăsta iar la fel e mai lat, se vede și aici, deci nu au aceeași dimensiune peste tot, este foarte greu să construiești o structură, să ți se îmbine foarte bine toate una între alta dacă nu ai dimensiunile necesare, așa că
Știam de la bun început când am construit casa că va trebui să vin să corectez cumva cu un stelaj din ăsta. Bun, hai să vă arăt mai de la distanță așa cum arată acolo. Deci am început cu stelajul ăsta. Dacă vă întrebați că sunt rare, sunt un pic cam rare. Acolo am băgat câte 4 și aici tot 4, dar este înălțimea mai mare. Ideea e că odată făcut peretele din lambriul ăsta, el oricum se întărește, se rigidizează destul de bine și nu mai e nicio problemă. Uite aici tot 4 am pus, una, două, trei, patru și este foarte solid, adică n-aveam de ce să le fac mai dese, plus că nu mă lasă nici fereastra aia acolo și așa m-am chinuit astea rogroasă. Așa că mai am de pus, mai trebuie să vin cu una de acolo, ca să am deasupra la fereastră cum să închid acolo. Mai trebuie să pun una așa și pe urmă să încep să montez foile de lambriu. Aici la fereastră nu știu, nu prea am idei cum să fac eu marginea asta, rama la fereastră. Astea de aici, glafurile astea. Am niște scândură frumoasă rindeluită, să vedem dacă reușesc să le bag, dacă îmi permite distanța asta aici la balamale, da? Dacă reușesc să o bag frumos așa pe lângă ramă, să construiesc o ramă din lemn, ca un glaf așa frumos. Deci asta o să fac și aici, nu știu dacă mai intră unele zone, e destul de lat, s-ar putea să mai bag încă un rând de vată de 5, ca să nu stea gol așa. Pe urmă trebuie să văd, să iau caloriferul de acolo, să-l pozez, să-l pun aici, să văd când o fi să montez, să plachez, să văd pe unde să-mi las găurile de la apă pentru instalația termică. Un pic de migal acolo. Am făcut câteva prostii aici la lucrarea asta, dar omul cât trăiește învață. Hai să vă spun despre ce e vorba. La pardoseală, cei care ați văzut clipul când am făcut egalizarea asta, am mai băgat eu atunci niște traverse așa, pentru că mi se părea că nu prea ține și tot nu sunt de ajuns. Prostia pe care am făcut-o eu, deci eu am prins grinzile alea metalice așa, pe lățimea camerei și vin câte 3 la placă, destul de puține, nu m-am gândit că o să fie așa problemă. Vine una din grinzi, ține cele două plăci, a doua ține jumătate din placă și a treia iar două margini de plăci, destul de rare, puține. În primul rând trebuia să le fie așezat prima dată așa, perpendicular peste placă și cred că ar fi avut o rezistență mai bună sau în loc să bag de 3, să fi băgat măcar câte 4 la fiecare placă din asta. O altă prostie pe care am făcut-o, că am luat de 15 OSB-ul ăsta, am zis că ține. Mă, atunci când le-am montat eu plăcile, mi se părea că cât de cât e solid. După aia, nu știu, a început să se mai moaie. Am impresia că vine în zona asta acolo și bucătăria și cred că vine de jos aburii ăștia care vin de la aragaz. Mai trec pe lângă hotă, oricum nu se folosește întotdeauna hotă acolo. Și am impresia că trec prin planșeu cumva și îmi umezesc și vata pe care am băgat-o eu acolo și placa asta. De asta trebuie să am grijă mereu să dau drumul la hota de la ragaz. Atunci ce m-am gândit, că ați văzut foile alea pe care le-am luat acolo. O să încep să mai pun încă un rând de foi de astea de USB. Am început deja în locul acolo. Le montez perpendicular peste astea și cumva o să dublez. După ce am montat aici, aici e mult mai solid. Aproape pot să spun că nici nu se simte deloc. Nu se mai simte cum se mișcă placa. Așa că asta o să fac. Și am luat și niște aracet. Am zis să dau cu pensula niște aracet întâi pe placă după ce o să o aspir foarte bine. Și pe urmă să pun placă și cu niște șuruburi ca să stea cumva acolo să se prindă una de alta și să nu fie probleme. Plăcile astea de aici. O să fie altă migală acum să le pun și pe astea. Problema e că va trebui să mai tai din ușa asta. Eu am pus ușile atunci, le-am gândit așa, cu nivelul ăsta, cu placa asta de USB și după cum vedeți, mie mi-a dat bine. Dar acum că s-a schimbat planul, n-o să mai mi-ajungă ușa, trebuie să mai tai din ea, mai ales că o să vină și parchetul. Asta e problema. Trebuie să mai tai un pic din ușă. Am început tot la instalația electrică, pe interior am început să prindă întrerupătorul, priza, să fie o altă chestie care nu prea îmi place, că le-am luat aparente.
Dar până la urmă se încadrează destul de bine în decor, vorba lui David, sunt mai rustici așa. Puteam să iau din alea, le băgam în vată, cu rama o prindeam foarte bine pe placa de OSB și veneau la nivel, dar până la urmă merge și așa, adică sunt destul de fixe, nu ies de acolo, stau înțepenite, nu se lovește nimeni de ele și mai o să vină acolo undeva priză, acolo, în fine, am de lucru destul. După aia la ușă aici trebuie să fac ramele și în partea asta. Am niște colțare din alea, să văd dacă reușesc să le pun acolo, de jur împrejur. După care trebuie să trec la peretele ăsta, aici rămăsesem, am rămas cu OSB-ul, mai trebuie și aici. Și pe aia să încep la partea asta, ați văzut o saltea aici la început, am dormit vreo 2 seri aici. De curiozitate să văd și eu. Mi-e dor, abia aștept să mă mut, să termin să mă mut aici, că nu știu, e casă nouă. E o saltea gonflabilă, am pus-o pătura acolo și am dormit câteva nopți foarte bine. Dar dimineața, adică când răsare soarele, se încălzește foarte bine. Abia aștept să văd dacă se simte vreo diferență după ce o să termin și peretele la acolo de izolat, de pus lambriu peste tot. Ar trebui să fie o diferență. Am toate sculele înșirate pe aici, lucrez cu ele. Cam asta este, uite, astea mi-au rămas bucăți de la astea. Am pierdut foarte mult material aici pentru că în ultima clipă m-am decis să le pun verticale. Eu când am calculat cantitatea de lambriu de care am nevoie, am vrut să le pun așa orizontale. Și atunci mi-ar fi ajuns mult mai bine pentru că nu mai tăiem capetele astea toate. Asta tot e material aproape irosit. Dar eu o să-l folosesc oricum. Uite, de exemplu, acolo la fereastră sau deasupra, la ușă aici, la fel. Deci o să mai folosesc cât se poate din el. Dar m-am schimbat în ultima clipă, nu știu de ce, mi s-a părut mai frumos așa pe vertical. Adevărul că dă mai bine. La marginea acolo va trebui să vin cu niște baghete. Acum, nu știu, eu aș fi vrut să pun din astea, am unele mai groase aici, cam de 20 așa, cu 30, dar nu le mai vând ăștia online pe net, alea de acolo. Nu le mai vând online la magazin și va trebui să mă duc după ele eu. Mai greu. În schimb, mai am din astea, mai subțirele. Astea se dă 1 cu 30. Am câteva, dar nu prea mi se ajung să le pun acolo. Adică nu că nu mi se ajung, am cantitate, dar nu mi-acoperă mie cum aș fi vrut eu aici, sus. Și aici ar mai acoperi cum ar mai acoperi, dar acolo am distanță mai mare în unele locuri, în partea asta aici. Mai am și zona aia acolo unde am tăiat din foaia aia. O să văd cum o să fac. Porm aici la îmbinarea ăstora, a foilor ăstora, am luat tot de la magazin, am luat unde le-am pus. Vedeți că cred că v-am zăpăcit un pic cu camera. Am găsit niște șipci de genul ăsta așa, de 50 cu, nu știu, 70, cred. Și o să vină ele prinse așa frumos, ca să mascheze îmbinarea. Așa că asta mai am de făcut, să termin de montat lambriul ăsta peste tot, cu baghetele, cu tot ce trebuie, cu ramele la uși frumos, la fereastră acolo cu rama, să termin toate legăturile electrice, dozele, prizele pe unde mai am de pus. Pardoseala, să-mi pun OSB-ul, după care voi veni cu folia de polistiren și cu parchetul și cam asta e. Mai am să montez acolo caloriferul și pe urmă va trebui să trec la baie. Aici e mai complicat, că o iau iară de la capăt. Nu știu dacă se vede ceva, mai am pe aici niște vată, va trebui iar la fel să încep fix aceleași etape. Cu pereții de jur împrejur, cu izolarea, cu făcutul nivelului la pardoseală, cu... Asta este, măcar camera să reușesc să o termin. Am luat deja și o parte din mobilier. Am luat aici, de exemplu, am patul. Este integral din lemn, bineînțeles că am zis că să se potrivească cu decorul meu. Salteaua care este acolo la sul. Mai luat eu câte ceva, o să filmez și o să vă arăt. Și acum asta fac.
Continui cu labriul, selectarea lui, măsurarea, tăierea, montarea și așa mai departe. Asta am de făcut. Am acolo sculele de la skill pe care le-ați văzut la proiectul cu fântânica. Stați pe aproape că începem o serie cu ele, le prezentăm frumos, le facem un review. Așa în stilul meu, asta e găleata de aracit de care vă vorbeam. O să le vedem și pe astea frumos. Și cam atât. Dezordine, dar asta e, până nu voi termina. Am zona atelierului aici, plină cu toate sculele, cu toate prostile. Nu prea e dezordine, dar așa se întâmplă când lucrezi. Partea electrică aici, cu toate astea care îmi trebuie pentru legăturile electrice. E bine că le-am la îndemână toate sculele puse aici, chiar dacă am început să nu prea le mai găsesc locul, nu mai știu. Înainte când era foarte bine organizat, ordonat, totuși știam, am nevoie de un spiral, dar știam exact de unde să îl iau. No, acum cam așa. Bun. O să vedeți în continuare clipurile și cum am montat lambriu și cum am făcut tot pe aici, că nu ratez nimic, o să filmez absolut tot. Așa că până data viitoare, eu vă doresc ca de obicei să aveți chef de treabă pe căldurile astea, nu știu cât de mult chef aveți, dar poate o să-l găsiți. Ne reauzim la clipurile următoare, aveți grijă și numai bine!